avem nevoie de pământ pentru grădinuța noastră și așa că am venit aici unde avem pământul depozitat și ne putem permite să luăm o bucățică din el. O să-l filtrăm, o să scoatem pietrele și ne folosim de tot acest pământ, pentru că este vegetal, da? Nu are porcării, nu are plastic, nu are lemn, da? Pentru asta mă folosesc de excavatorul cu atașament, da? Am acolo o greblă, da? Și o să încarc toate cuburile acestea de plastic și le vom transporta și vom face plinul la cărtulețul nostru. O să facem mici filmulețe ca să vă faceți ideea despre cum merge lucrarea. Haideți, vă rog, să vedeți ce am făcut cu pământul pe care l-am adus cu excavatorul. Deja l-am împrăștiat în ghiveciul nostru de cărămidă și am lăsat o parte uscată. Da. Mergem să mâncăm, pauza de masă și am lăsat o parte la uscat. Continuăm după. Mai venit că am terminat. Asta e ultima operațiune. Vi și duc când terminăm, hă? Cum știi să vii când se termină lucru? Nu? Băieți, asta a fost grădinuța noastră făcută în ghiveci din cărămidă.